Părinte Iustin, dar nu lucrează Dumnezeu în istorie? Sigur că da. Tocmai că El trimite asupra noastră prigoană și războaie ca pedeapsă pentru fără de legi. Și dacă aceștia de azi nu se vor mântui măcar, cei care vor rămâne și copiii lor vor înțelege din fapte mânia lui Dumnezeu și se vor întoarce cu pocăință spre El. Dumnezeu va îngădui să fim sărăciți, să fim dați pe mâna altor popoare, pentru că noi nu am știut să cultivăm via acestui neam și va lua via și o va da altor lucrători care vor aduce roadă.